Deci este o comisie de anchetă pentru multe alte care sunt la Parlament. Pentru a ancheta situația din sistemul de irigație. E o comisie alcătuită din membrii ai Comisiei de Agricultură, la Camera Deputaților. Și spre subiect de Comisia Riții și Comisia Ministrului de Mediu și alte comisii care se fac, care din birou. Noi chiar muncim și eram stat la audieri de la 9 de până seara la 6. Cu SMIF, cu ANIF, cu la PARU, Asociația Femeilor, cu sindicatele din Goții Funciare. Încercăm să înțelegem de ce s-a ajuns în situația asta dezastruoasă cu irigațiile. Ce primul a de la înființarea, se pleacă de undeva de la 1997, moment în care a fost introdus în România proiectul ROMAC 98. ROMAC? ROMAC, da. Este un proiect, a fost un tun, așa pare la prima vedere, și eu mi-asum ceea ce spun, un credit de la guvernul american, prin Citibank, garantat de Exim Bank american, și care, eu am și fost oarecum implicat de cealaltă parte a baricadei din proiect și știu mai multe, prin care România s-au adus de către o firmă americană, Transchem Finance din Miami, utilaje agricole și inputuri pentru 600 de module a 600 de hectare. Și fiecare modul de ăsta a primit o combină, un tractor, un sprayer, o semănătoare și inputul pentru 5 ani de zile, de origine americană. Numai că proiectul a fost pus ca partener român, a fost dat la momentul ăla RAIF, se numea energia de irigații. Nu văd de ce, dar asta a fost situația. Și guvernul american sau Citibank n-a dat drumul la bani până n-a avut o garanție guvernamentală din partea guvernului României. După ce le-au dus în România, anul următor a fost un eșec total. Mai ales că fiecare modul din ăsta avea un manager american. Numai că ăștia erau piloți în retragere, militari în retragere, nu aveau nicio legătură cu agricultura, erau manageri. A fost un eșec total și după aceea ne-am trezit cu inputul de 80 de milioane de euro. Combine, tractoare care s-au prăpădit până la urmă, s-au vândut într-un an, doi, iar RAIF-ul, compania, energia de la Ciolanta, a rămas pătoria. Și ține de datoria pe mai? Păi, numai datoria asta e vreo 10 milioane de dolari. 10? Da. Dar, după aceea, sub presiunea datoriei, în 2003, cred, n-am venit pregătit cu date, m-ați întrebat, m-ați luat când ne pregătim. S-a făcut o împărțire a RAIF-ului în două entități. A rămas ANIF-ul ca o agenție de stat curată, o agenție, da? Și SNIF-ul ca societate comercială de prestări servicii pentru ANIF. Te-a făcut datorii. Și mai puțin SNIF-ul presta serviciile fără licitație atâta timp cât s-a rupt din asta, timp de 2 ani. Timp de 3 ani au avut dreptul exclusiv de a lua lucrurile la ANIF. După 3 ani de zile, putem pe piață liberă să fac licitații. SNIF-ul la ora care este muribund, datorii enorme, a venit de tot de la SNIF ieri, pus de Banghelie, un director care se întrebă, nu știa ce caută el acolo și chiar nu știu ce caut eu aici. Și care ne-a spus că s-a furat toată de la grină, de la SNIF. Și noi ne-am spus, cum poți să fură de la grină? De la grină. E o chestie imensă de să poată. E imensă pe șine și are un braț de la care aruncă la cine ce mai bine. Deci, descoperi și lucrurile administrației atât de te închin. Deci, râdea și am spus, păi să-l să facă de la grină de la noi, de la medelinți. Cum să fură de la grină? Nici pe trailer nu are loc aia, dacă o demontezi. A făcut pentru noastre. Și, deci, așa. Iar de mâine încolo să fim, probabil, cel puțin până la 10 august, în fiecare filială SNIF, RAIF din țară. La garaj când trebuie să cum? La garaj când trebuie să ne facem un plan de viață mâine. Deci eu împreună cu tinerul de la Ialomița și postul ministru Surdu, avem un old Argeș, Giurgiu, Clăraș și Ialomița Brăila, cred că și Galați. La ce urmări să verificați acum?
Cum s-a ajuns aici? Să vedem, facem o radiografie a situației, de ce s-a ajuns aici și să încercăm să și găsim niște căi de rezolvare a situației, pentru că, bun, la SNIC spunem că a plecat prea turii istorice și au fost grebați de citatorii. În SANIF a plecat ca o societate curată și a ajuns iarăși cu probleme. Și o donator de credit. Și o donator de credit, da. Domnul Fia, dar în momentul în care s-a anunțat acel proiect programilor de îmbunătățire sau de reabilitare la sistemul de irigație, eu nu am avut la bază o fundamentare vis-a-vis... La ce proiect de referi? Cel cu anunțat de Pelicianu chiar la Funguna vis-a-vis de reabilitare sistemelor de irigație. Eu n-am văzut nimic. Eu nu e fundamentat pe ceva? Nu. Să vedem fost... unde sunt degeaba, de ce am trecut și ce... Există un proiect de la Banca Mondială de 102 milioane de dolari pentru reabilitarea sistemului de irigații, numai pe... sunt două sisteme. Unul e corabia pe Dolj, în partea cealaltă, și încă unul tot în zona aia. Și acolo încercăm să dezlușim ce s-a întâmplat, să banii s-au cheltuit, s-au reabilitat, cât s-a reabilitat, încercăm să vedem. Pentru că a fost sau nimănui în SNIF și ANIF până acum. Domnul primitul că a fost la binatul, da. Și din nou s-a discutat despre sistemele de irigații. În ședința de astăzi de guvern se va discuta din nou acest subiect? Cred că se... deci, depinde de Ministrul Agriculturii ce aduce pe masa guvernului. Acum, în toată țara, a plouat chiar excesiv în perioada asta. Deci, uităm iarăși de irigații, probabil, până la anul, dacă nu ne arde cam așa. Însă... nu. Deci sunt studii făcute care demonstrează cât se poate iriga. Noi avem cam 3,2 de hectare care au fost la majoritatea pentru irigație. Numai este un studiu făcut de englezi în 1994, cred. Numai 1,5 milioane de hectare pot fi irigate eficient. Deci nu vom mai putea să ducem apă din Dunăre, să pompăm până la 4, 5, 6 etate de pompare, să ducem până în Dăbucuie sau până în Dâmbovița. Este absurd. Dacă nu se regândește un pic sistemul de irigații cu investiții masive de irigare gravitațională. Adică o variantă ar fi următoarea, de luată de la amintarea de la Mehedinți de undeva apă din Dunăre și duce pe un canal pe sus, să vină în jos așa e, pe canal. Nu o pompăm de aici, o urcăm în canal sus și că și Dunărea e mai sus la Mehedinți, da? Și dăm drumul pe un canal pe sus, pe zona de deal. Și o să pună să vină la vale. Apoi din Dunăre, sau de finalizat canalul ăsta prut Siret, pe aducea apa și o poate aduce până în Iarmița, pentru irigații. Deci trebuie de gândit și sistemul de irigații. Asta, sistemul existent este îmbătrânit, energofag, nu se poate iriga eficient. Deci, dacă s-au semnat contracte de 500.000 de hectare, ăsta s-au irigat sub 200.000 de hectare. 16.000. Cum? 16.000 de hectare. Unde? În Glaș? Nu, eu vorbeam de vizită țară. De sub, chiar dacă spune că sunt 500.000 de hectare irigate, irigată, suprafața irigată înseamnă prima irigare. Faptul că ei adună prima irigare, a doua irigare, a treia irigare pe această suprafață, nu înseamnă că suprafața e mai mare. Prima irigare ne dă suprafața irigată. Restul sunt numărul de irigări care se aplică. Dar asociația unde dă dumneavoastră? I-avem și pe ei lunea viitoare. Trebuia să vină ieri și n-au venit. Există. Există. Acum mai e o problemă. Ei au fost făcuți aceste asociații lăudătorilor sub presiunea legii și prin faptul că s-a dat stațiile în mod gratuit. Însă nu s-a pus problema, dom'le, vă dăm stația, vă dăm sistemul, dar voi aveți stație de irigat? Și o să vedem și acest lucru. Sunt asociații lăudători, dar ei au ce să ude. Au luat în primire stațiile, au luat. Unii au luat stațiile, nu mai au curentul. Pentru că, de exemplu, electrica sau depinde de zonă, Enel, depinde de ce zona țării vorbim, a dezafectat transformatoare, linie de curent. Până la ce moment ați avut ceva, nu vorbim de frică la acest subiect? Nu, ieri a fost prima a comisiei. A fost o întâlnire foarte trecută în care am să vin și noi între noi. Și ieri am avut prima de audiere cu principalele unități. Cum? Comisia de anchetă, comisia parlamentară de anchetă, asupra situației din sistemul de irigație.